Slava lui Dumnezeu, stai nascunde a lucrurilor, iar slava împăraților, stai în cerceta a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ajungem deci la acest text din Cartea Esterei, care este un fel de punct de cotitură, un punct culminant, un punct important, o vreme ca aceasta. Și roagă-te lui Dumnezeu și chiar aș vrea să mă rog acum, aș vrea să ne rugăm, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea ochii deschiși atunci când vine o vreme ca aceasta, să știm să acționăm chiar dacă luăm anumite risc. Tată Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul tău, mulțumesc că tu poți să ne descoperi vremurile importante, vremurile care nu trebuie să le ratăm. Și mă rog pentru mine, mă rog pentru fratele meu, pentru sora mea, când vine o vreme ca aceasta, o vreme care cere o acțiune fermă din partea noastră, dă-ne înțelepciune și ochii inimii să vedem și voința, capacitatea de a trece la acțiune. Ajută fratele meu, ajută sora mea, ajută-mă pe mine. În numele lui Iisus. Amin. Avem nevoie când vine un astfel de moment, o vreme ca aceasta, când vine un moment pentru care ani de zile ai fost pregătit, nu vrei să ratezi acel moment. Nu vrei să-l ratezi. Și de aceea, în același timp, astăzi, fa totul ca să fii un soldat pregătit. Fa totul ca să fii un om de rugăciune. Fa totul ca să fii o femeie de rugăciune. Fa totul ca să mănânci Scriptura, să mănânci Biblia. Să fii pregătit. Că atunci când va fi Goliat în fața ta, poți să te uiți în urmă și să vezi deja ce Dumnezeu a făcut în tine și prin tine. Și să nu te temi nici de cum de Goliat. Și să poți să spui, pentru o vreme ca aceasta, am venit până aici. Dumnezeu să te binecuvinteze. O să citim răspunsul lui Ester la Mardoheu. Mardoheu care spune, dacă vei tăcea acum, dacă vei tăcea acum, asta e versetul 14, ajutorul și izbavirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri și tine știe dacă nu pentru vreme ca aceasta a ajuns la împărație. Versetul 15, Ester a trimis să-i spună, să spună lui Mardoheu. Acum Ester răspunde și răspunsul lui Ester e cu totul diferit. A, slavă lui Dumnezeu! Răspunsul lui Ester de data aceasta e cu totul diferit. Ah, Seigneur, versetul 16, și asta este versetul, versetul 16, răspunsul lui Ester. Fii atent cum Ester răspunde. Ester a trimis să spună lui Mardoheu, versetul 16, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Suză și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți trei zile, nici noapte, nici ziua. Ah, mă opresc deja aici. Să ne oprim în mijlocul versetului. Înainte spunea, n-am ce să fac. Cam asta era răspunsul. N-am ce să fac. Nu m-a chemat împăratul de o lună, nu pot să mă duc așa. E o lege care mă pedepsește cu moarte dacă mă duc fără să fiu chemat. Și scap doar dacă mi-e întinde dragul de am. Dar când ea primește răspunsul lui Mardoheu, răspunsul lui Mardoheu îi deschide orizontul. Îi deschide perspectiva situației. Să nu-ți închipui că numai tu vei scapa dintre toți iudei, pentru că ești în casă împăratului. Mardoheu spune, tu ești în casă împăratului. Poate vederea ta, deocamdată, este influențat de locul unde ești.
Poate vederea ta în această situație nu vezi corect, pentru că tu o vezi, o privești ca cum zice, iudeica feminin, o iudeică. Nu am inventat cu siguranță. Ok, o iudei, una o femeie din iudei, așa. Să nu crezi, tu o privești ca o nu ride de mine. Tu o privești ca cineva din poporul evreu. Înăuntru palatului, care nu se știe că e din poporul evreu, tu ai o altă perspectivă. Dar hai să-ți dau o perspectivă un pic mai complet. O perspectivă unde nu contează că ești tu deocamdată acum în palat. Mardochie vine și zice să nu ți închipui. Mardochie a fost mentorul ei, dar putem zice mentor. A fost cel care a crescut-o, deci o cunoaște. Zice să nu ți închipui că vei scapa doar tu, pentru că ești în palat. Zice, nu, nu, nu. Dacă vei tăcea acum, uite ce se întâmplă. Pentru iudei, izbavirea oricum va veni. Doar că tu nu vei fi parte din ea. Tu nu vei fi parte din această izbavire. Dar va veni pentru iudei. Și pentru că atunci când puteai tu să faci ceva, n-ai făcut nimic. Ai tăcut. Tu și casa tatălui tău veți pieri. Timp ce iudeii vor fi izbăvit, tu vei pieri. Asta e cu totul o altă perspectivă. Schimbare de perspectivă, schimbare de decizii. Până nu mi s-a schimbat perspectiva despre rugăciune, mă rugam frimitor. Mă rugam foarte puțin. Când mi s-a deschis orizontul, am avut o altă perspectivă. Acțiunile mele vis-a-vis de rugăciune s-au schimbat. De aceea este important să nu fim limitat de perspectivă palatului nostru. O să am spus pe Glenn, eu nu stau într-un palat, eu stau doar într-un apartament. Nu contează. Aici, de fapt, când vorbesc de palat, nu vorbesc de un castel de diamant sau de aur. Vorbesc de contextul vieții noastre. Vorbesc de ce ne-am construit ca să ne simțim în siguranță. Palatul nostru. Fiecare avem palatul nostru. Care este niște împrejurări, niște contexte în care ne simțim confortabil, unde chiar am participat să le creiem într-un fel, să ajungem în aceste contexte, în aceste palate unde ne simțim în siguranță. Și din palatele noastre avem uneori o perspectivă destul de limitată. O perspectivă destul de microscopică. Și de aceea nu putem lua decizii puternice, pentru că perspectiva este mică. Dar când Mardocheu vine și aduce răspuns, îi răspunde și zice să nu ți închipui că vei scapa doar tu, îi schimbă perspectiva. Nu numai îi schimbă perspectiva, răspunsul ei pune o anumită presiune asupra ei. Din acel moment, parcă ceva se trezește în Ester. Acționează acum ca un împărăteas. Acționează acum ca un lider, dacă vrei, dacă preferi acest termen modern. Du-te.
strânge pe toți iudeii care se află în Suza și postiți pentru mine. Vezi, acum nu mai așteaptă soluție de la Mardoheu. Nu, acum ea vine cu soluția. Zice, acum du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Suza și postiți pentru mine. Fără să mâncat, nici să beți 3 zile. Începe să da ordin și instrucțiuni. Acum Estera intră în rolul ei. Adevărat. Aduce o soluție extremă. Știi ce înseamnă să cer la oameni să nu mănânce și să nu bea 3 zile? Încearcă, o să vezi. Nu, încearcă. Dacă ești o mamă în familie, adună pe soți, pe copii, zici bine, avem nevoie de rugăciune. 3 zile, nu o să mâncăm, nu o să bem. Post. Să-mi spui cum s-a petrecut această întâlnire. Sau ești un tată, adună familie, zic soția, copii, avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu. 3 zile, nu mâncăm, nu bem. Post. Încearcă să faci asta. Să vezi reacțiile un pic. Nu e un lucru simplu. Dar aici Estera intră în destinul ei. Noi nu auzim de Estera pentru că a câștigat la concurs de Miss. Scuze că folosesc expresia aceasta, nu am altă expresie mai bună. Probabil tu ai una mai bună. Folosește pe aia. Dar eu asta îmi vin acum. Nu auzim despre ea pentru că a câștigat la concurs de Miss. Auzim despre Estera din cauza ce se întâmplă acum aici. Pentru că ea o tărire să intre în destinul ei. Nu să se plângă că nu pot să fac nimic, e periculos să mă duc la rege. Nu. Să intre în rolul ei. Tonul se schimbă, zice, du-te, adună pe toți iudei, posti 3 zile, nu mâncați, nu beți, intre în rolul ei, se schimbă. Și totuși e același persoană. Și am învățat că același persoană poate juca un rol, sau poate trăi o viață, sau poate reacționa într-un mod care nu este ceea ce se cere de la persoana respectivă. Deci nu trebuie doar să trăim. E important să intrăm în rolul nostru. Să intrăm în destinul nostru. Să intrăm în domnia noastră. Să intrăm în teritoriul unde trebuie să influențăm. Creștini sunt chemați să influențeze. Voi sunteți sara pământului. Voi sunteți lumina lumii. Suntem chemați să influențăm. Și totuși mulți dintre noi nu am intrat încă în acest rol. Dar hai să ne rugăm. Că Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Să intrăm în lucrurile pregătite dinainte. În care trebuie să umblăm. Tata Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul tău din această dimineață. Tu ai pregătit fapte bune în care trebuie să intrăm. Mă rog pentru fratele meu, pentru sora mea, pentru mine, să ne ajut. Nu doar să trăim, dar să trăim acțiunile, faptele pregătite de tine în care trebuie să intrăm. Să intrăm în rolul nostru, să intrăm în destinul, să intrăm în teritoriul nostru, să intrăm în lucrurile care trebuie să le stăpânim. Ajută fratele meu, ajută sora mea, în numele lui Iisus. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze.